Educația sexuală a tinerilor prin informare asupra prevenirii sarcinilor nedorite și a bolilor specifice este titlul proiectului care a demarat în liceele din Olt de către Clubul Sor Optimist Internațional Slatina, în colaborare cu Spitalul Slatina, Poliția de Proximitate, Inspectoratul Școlar și DGASPC. Un subiect tabu pentru mulți dintre adolescenți și părinții lor. Zeci de eleve slătinene au primit sfaturi prețioase de la echipa de specialiști care susțin aceste lecții. La capătul acestui drum, la capătul acestui proiect, ne propunem să inițiem un demers pentru a se introduce în școli educația sexuală, în curricula școlară, educația sexuală fiind extrem de necesară. Considerăm că în acest mod întreaga societate va beneficia de un climat mai demn, mai responsabil, având în vedere că, virgulă, consecințele apariției mamelor la minore sunt dramatice. Acest proiect Mame la timpul potrivit a pornit din ideea de prevenție, deci totul la timpul potrivit, întâi studiu și apoi timpul pentru o viață sexuală, pentru a preveni situații dramatice care se nasc în rândul tinerilor. Educația sexuală nu înseamnă doar a vorbi despre sex, pentru că, așa cum am afirmat și la activitate, relațiile sexuale ajută la formarea personalității până la urmă, fac parte din dezvoltarea noastră și fizică și psihică. Și atunci consider că un copil informat este ferit de probleme. Riscurile sunt mari nu numai pentru adolescente, dar cel mai mult pentru adolescente, atât sarcina cu nedorită cât și sau infecțiile cu transmitere sexuală, este vârsta precoce. Sunt infecțiile care ulterior se cronicizează fără să-și dea seama, care duc la boli grave, infertilitate, cancere, anexite cronice, patologie genitală care uneori este nu neapărat nefastă pentru viață, dar este pentru sănătatea ei de reproducție, este cu urmări negative. Aceste informații au fost binevenite pentru tinere. Din punctul meu de vedere, această activitate ar trebui să fie cât mai mult implementată în școlile din județul nostru, pentru că, așa cum au spus și doamnele prezente astăzi aici, sunt foarte multe persoane, în general fete, de vârste mici și mari, care întâlnesc sarcini neprevăzute și decurg fie la avorturi din cauza sărăciei, fie nu au cu cine să vorbească, îi abandonează și cred că se afișează și unor riscuri destul de grave. În primul rând, aceste întâlniri sunt educative pentru viața lor personală și viața lor intimă. A fost un curs foarte educațional din punctul meu de vedere, atâta timp când noi suntem adolescente și chiar avem nevoie să ne spună cineva anumite chestii pe care noi trebuie să le facem în viață și să nu greșim. Din punctul meu de vedere, chiar ar trebui aceste ore să se țină și în școală, măcar o dată pe săptămână, pentru că anumiți copii din școală nu au diriginte la clasă și au diriginte și nu poate să fie atât de deschis cu dirigintele cât este cu diriginta. Ideea acestui proiect a pornit de la realitatea socială din țara noastră. Potrivit statisticilor, în România sunt peste 85.000 de mame minore și 40.000 de copii abandonați, România ocupând primul loc la acest capitol în Europa.